Divizia 2 Infanterie Getica Ceș, are sediul la Buzău, a lansat spotul de promovare a împlinirii a 100 de ani de existență. Filmulețul are câteva minute și prezintă în mare parte programul aniversării ce se întinde pe durata a 9 zile. A trecut un veac de când armata a doua era chemată sub drapel să lupte pentru reîntregirea țării. Timp de 100 de ani, structura a evoluat, armata devenind comandament operațional și apoi divizie de infanterie, dar întotdeauna aducându-și mai departe cu onoare tradițiile. Următoarele momente sunt dedicate evenimentului de pe 18 august, când unitatea va împlini 100 de ani. Militarii de astăzi ai diviziei 2 Infanterie Getica sărbătoresc centenarul Marii Unități. Activitățile locale vor începe mâine în Parcul Crân cu competiția sportivă de ciclocross. Pe 16, o echipă de bicicliști va pleca pe traseul Buzău-Vârful Penteleu, unde se va dezveli o placă comemorativă și se va arbora drapelul național al României. Tot în aceeași zi, la Cimitirul Eroilor din Siriu, se va desfășura o ceremonie militară, iar în Piața Dacia va avea loc un concert de promenadă. Pe 18 august, în zona prefecturii, va avea loc o paradă militară extinsă, la care este așteptat însuși președintele României, Klaus Iohannis. În jurul orei 21, în Piața Dacia, detașamentele vor pleca spre unități cu torțe aprinse. Evenimentul se va încheia cu un foc de artificii.